Facilitatea privind amânarea plății facturilor la gaze și electricitate va fi eliminată. O ordonanță de urgență aprobată anul trecut la începutul pandemiei de coronavirus le permitea consumatorilor de gaze și energie electrică să-și amâne plata facturilor până la încetarea stării de alertă. În toată această perioadă, furnizorii de gaze și energie nu au avut dreptul să deconecteze consumatorii care nu-și achitau obligațiile financiare. Din momentul intrării în vigoare a ordonanței respective, circa 209.000 de clienți nu și-au mai plătit facturile, înregistrând plăți restante către furnizori în valoare de 249 de milioane de lei. Acum, guvernul pregătește o nouă ordonanță de urgență, prin care vrea să elimine posibilitatea de a nu plăti factura fără a fi debranșat, iar furnizorii vor avea dreptul să-și recupereze banii. Proiectul noi ordonanță de urgență prevede o perioadă de tranziție de 90 de zile, timp în care clienții care nu și-au plătit facturile să nu poată fi deconectați pentru facturile restante. Restante. În aceste trei luni de grație, furnizorii vor identifica împreună cu clienții soluții pentru achitarea debitelor restante. Dacă nu va fi identificată o soluție, clientul va fi debranșat automat.